Cele câteva zile în care inspectorii antifraudă de la ANAF s-au aflat în control la complexul comercial Marlorex din Craiova, blocând activitatea comercianților de aici, încep să aibă efecte nedorite pentru craioveni. Unii comercianți din piața centrală care se aprovizionează de la Marlorex au început să scumpească marfa. Ei au adăugat între 50 de bani și 1 leu la kilogram la legume și fructe. Vă aprovizionați din Marlorex? Și din Marlorex și de peste tot. S-au scumpit, ați crescut prețurile în ultimele zile? Sunt niște controle mari în Marlorex. Da. Ați scumpit? Au crescut. Cât ați crescut? Chiar așa. Nu știu, aproximativ. 50 de bani, un leu. Produse? La clementine, la portocale. La... De ce? Nu se mai găsesc? Nu, prea să mai găsesc și o să se scumpească și mai mult după o săptămână așa. Marlorex? Da. Cu controlele care sunt în Marlorex, mai merge să vă aprovizionați de acolo? De ce să nu ne aprovizionăm? E tot în regulă. Ați cu acte? Bineînțeles că da. Cei din Marlorex spuneau că o să crească prețurile dumneavoastră, le veți majora? Automat, din moment ce ei cresc prețurile, le creștem și noi. Da. Acum cu cât aveți clementinele și portocalele? 4 lei. 4 lei? Și cât erau săptămâna trecută? Au fost mai puțin. Au fost 3 lei 50, 4 lei. 3 lei 50, ați spus 50 de bani. Da. La cei care iau produse din altă parte, prețurile au rămas la fel. Bună ziua! S-au scumpit fructele în ultima perioadă? Nu, au rămas la fel. Vă aprovizionați din Marlorex? Nu. Nu? Nu. Alți colegi de noastră care se aprovizionează din Marlorex s-au scumpit. Dumneavoastră, de unde aduceți marfa? Din altă parte. Ați scumpit fructele în perioada asta? Nu. Aprovizionați din Marlorex? Nu. Un comerciant din Marlorex, care nu a dorit să fie filmat, ne-a spus că nu mai vin clienții să cumpere pentru că se sperie de inspectorii ANAF aflați încă la fața locului. Bună ziua! De ce e așa gol? Nu prea vine lumea să cumpere? Nu-i lasă cei de la Dubrovnik? S-au speriat clienții? De ce? De controlele astea? Păi ce le face clienților? Nu se-i vadă. Dar nu se-i vadă, se sperie așa, uite. Altă dată era plin aici, erau mașini, încărcau la marfă, acum e gol. Exact. O să-ți cumpliți marfurile? Să le scumpim la atâtea pierderi câte sunt.